Numărul accidentelor se înmulțește pe DN66, supranumit și drumul morții. În weekend, un tânăr de 21 de ani din Rovinar și-a pierdut viața din cauza vitezei. Autoturismul în care se afla s-a izbit de un cap de pod din Drăguțești. Dintre fiarele contorsionate ale mașinii, doar șoferul în vârstă de 20 de ani a mai scăpat cu viață, însă starea de sănătate a acestuia este gravă. În urmă cu 2 săptămâni, o întreagă familie a ajuns la spital, iar un tânăr a murit după un impact similar pe raza aceleiași comune Drăguțești pe drumul morții. Accidente se petrec însă și pe alte drumuri din județ. O tânără a ajuns ieri la spital după ce a fost implicată într-un accident pe raza localității Sărdănești. În acest weekend au avut loc 2 accidente rutiere, unul pe raza comunei Drăguțești, soldat cu decesul unui pasager și rănirea gravă a conducătorului auto, și al doilea pe raza comunei Plopșoru, care s-a soldat cu rănirea conducătorului auto și a soției acestuia, care se afla în dreapta. În ambele cazuri, polițiștii efectuează cercetări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. 12 accidente grave au fost înregistrate de la începutul anului în județul Gorj. 4 persoane și-au pierdut viața și mult mai multe au ajuns la spital.